povestim despre sănătate și despre gânduri, să știți, pentru că ele sunt cele care ne pot afecta sănătatea. Aflăm cum ne impactează și cum putem să le folosim în favoarea noastră, de la Dimitri Apuchiu, specialist în informație energetică. Bună dimineața! Bună dimineața! Încheiem ziua de astăzi alături de tine și cred că e o discuție foarte importantă, mai ales pentru un început de săptămână, în care poate ne propunem să schimbăm anumite lucruri și avem și mai multă energie. Discuția noastră de astăzi se bazează în primul rând pe trei mari concepte. Odată gândul, ce este gândul, energia, noi structuri energoinformaționale și cum modelăm această energie universală în favoarea noastră, astfel încât să avem o stare optimă de sănătate, să fim fericiți, împliniți și să putem să ne desfășurăm viața așa cum ne o dorim noi. Deci, în primul rând, haideți să înțelegem un lucru. Noi suntem structuri energoinformaționale. În structura noastră există acea inteligență a sursei, a creatorului. Prin sufletul nostru, noi știm că știm și în același timp, într-un mod subtil, modelăm energia. Într-un mod conștient, în momentul în care tu deja cunoști, vorbim de o utilizare conștientă. Deci sunt doi factori. Unul intuitiv interior și altul prin aprofundarea anumitor cunoștințe. Gândul este o frecvență pe care noi o emitem și undele pe care el le propagă creează și modelează energia, dându-i un anumit sens. Noi, prin intenția noastră, noi suntem în felul acesta creatori. Prin urmare, frecvența pe care noi o utilizăm atinge un anumit câmp universal, conștient sau din acel spațiu universal care ne permite nouă să primim pe aceeași frecvență un răspuns, un ecou. Astfel, modelăm și creăm o realitate în jurul nostru care începe ușor de la nivel de idee, de gând, să se implementeze, să devină din ce în ce mai puternică, investind energie prin felul nostru de a fi, prin gândurile noastre, prin consecvența cu care noi repetăm anumite idei, da? Și emitem anumite vibrații, astfel încât prinzând forță, acea realitate începe să se suprapună și să se integreze în realitatea de aici. Noi fiind structuri energoinformaționale, suntem ființe în primul rând complexe. Totul este energie în tot ceea ce există în acest univers. Noi suntem structuri energoinformaționale și atunci corpul nostru fizic este tot o energie, dar este o energie condensată, da? Fiind transformându-se în materie. De asemenea, avem un corp mental, un corp emoțional și acel înveliș sacru care veșnic, care ne determină pe noi să evoluăm și pentru care noi existăm, este acea structură spirituală. Este legat de acel suflet spirit, da? Această structură este, nu poți s-o desprinzi de tine, da? Deci sunt toate aceste patru corpuri fac parte dintr-un întreg, te asamblează, să zici că cam așa, pe tine. Când vorbim de starea de boală, aceasta se instalează tot prin gândurile și factorii externi perturbatori. Deci odată vine gândul tău care te sabotează, te autosabotezi, gândind adesea că ești bolnav sau am mai întâlnit discuții, frecvent observ lucrul acesta, când se întâlnesc două doamne și încep să-și povestească problemele de sănătate, parcă una mai puternic decât cealaltă încearcă să sublinieze ca și un titlu de glorie, eu sunt și mai bolnavă decât tine, stai să-ți explic. Prin această repetitivitate anumitor gânduri și accentuând starea de neputință, de boală pe care o ai în momentul respectiv, tu deja o permanentizezi, se cronicizează. Câmpul tău, da, partea ta spirituală, din ceea ce ești tu, tu emiți, poți să zici intuitiv, să zicem așa, conform nivelului tău de cunoaștere și de evoluție, aceste gânduri. Ești determinat să manifesti o anumită tipologie, da? Să te încadrezi într-o anumită tipologie a persoanei care, să zicem, se vaită tot timpul, mereu vede numai lipsurile vieții și așa mai departe. Atunci,
În momentul în care vorbim de instalarea bolii, pornind de la ceea ce ești tu în esența ta și programul pe care tu ți l-ai asumat ca și experiență, poate chiar asta trebuie să experimentezi, starea de boală, nu? Pentru că este o etapă necesară a evoluției tale. Atunci începe să apară acea fisură, cum spun eu, de la exterior. Imaginându-ne când pe bază este corpul fizic în interior, următorul înveliș mentalul, emoționalul și spiritualul, pornește deja o fisură în structura ta. Gândurile tale creează realitatea. Dacă tu crezi că, într-adevăr, ești predispus bolii, vei atrage, conform legii universale a atracției, acea stare. Apare o disarmonie în acel câmp. Apoi, emoțiile, stările tale de angoasă, de frică, da? Frica, iarăși, este un deschizător de porți, să zic așa, către ființa ta și atunci se creează iarăși o breșă. Ajungând la corpul mental, deja încep îngrijorările, gândurile, vezi că starea ta ceva spune că nu este în regulă, sufletul tău, emoțiile tale îți dau un ecou în corpul mental, care acesta începe să proceseze informația, să zică, opa, stai un pic, începe o îngrijorare mult mai accentuată, vibrezi și mai puternic în acel sens. Când a ajuns deja informația și energia pe care tu o modelezi în sensul acela către corpul tău fizic, este, să zicem, al 12-lea ceas, când se instalează deja starea de boală și de dezechilibru. Că, practic, boala este un dezechilibru energetic, poziționat pe diverse organe. Mai există o legătură între bolile, cauza spirituală a bolilor, da? În funcție de caracterul tău, de frecvența pe care tu atingi, de ideile pe care le propaci pe un domeniu sau pe altul, se observă că există o legătură foarte strânsă între starea noastră de sănătate și modul în care noi, de fapt, gândim. Suntem ceea ce gândim, în definitiv. Suntem produsul gândurilor noastre. Prin urmare, realitatea pe care noi o vedem în jurul nostru este cea creată de către noi. Mai sunt, într-adevăr, și factori externi. Dar cum trebuie să abordăm acești factori externi? Bun, știu că ceva nu-mi face bine, că este toxic. Un anumit loc, o anumită persoană, anumite alimente, da? Încerc să le eviți. Sau, prin puterea gândului tău, de fapt, alchimizezi, transformi. Știi că, de exemplu, o anumită băutură, să zicem un suc anume, nu-ți face bine. Tu, în momentul în care ai o poftă, da? Corpul tău zice, da, dar îmi place savoarea, da? Mă bucur de savoare. Tu, în momentul respectiv, transmiți către acel pahar umplut cu suc pe care urmează să-l consum, informația, îmi satisfac doar o poftă, o curiozitate, conținutul îmi este benefic. Da? Deci nu accentuez că știu eu, am citit eu, că nu-mi face bine și stai să vezi pe urmă ce rău o să-mi fie. Și asta este valabil cu orice aliment sau orice consumăm sau care interferăm sau intrăm în contact. Absolut, vorbim de structuri energo-informaționale chiar și cu un om pe care noi îl considerăm, îl etichetăm toxic și spun stai să vezi ce rău mi este, da? După ce mă întâlnesc că mă deoache, că îmi trage energia, că știu eu ce. Da? Ei, în momentul ăla tu de fapt i-ai dat putere. Momentul în care tu îți faci un scut energetic, gândind prin forța gândului tău că nimeni și nimic nu mă poate influența, eu sunt creatorul realității mele, în momentul acela, tu deja ai pus un stop acestor factori perturbatori externi. Deci iată cât de importantă este forța gândului tău, cât de importante sunt gândurile noastre. Dacă ne gândim permanent la posibilitatea de a ne îmbolnăvi, ghiși ce se va întâmpla? Vei atrage, da? Până la urmă, asta ți-ai dorit, cu asta, cu frica asta ai tot trăit și prin urmare, până la urmă, universul zice, cere și ți se va da. Nu? Aș vrea să știu cum scăpăm de această cronicizare. Faptul că ne spunem dacă mă duc la piscină o să răcesc, dacă e vânt afară, sigur, sigur o să răcesc. Și avem tot felul de astfel de gânduri, de sisteme implementate care ne trag, de fapt, către acea boală. Prin accesarea informațiilor, prin cunoaștere, prin autocunoaștere, să înțelegi cine ești tu. Da? De exemplu, ideea de energie. Da? Totul este energie, chiar sub orice formă. Și atunci, hai să mai demontăm un aspect care este eronat înțeles. Am auzit frecvent termeni de genul
energie benefică sau energie malefică. Energia este bipolară, dar din perspectiva pe care tu o privești, prin dozajul pe care îl folosești, ea poate să aibă un efect benefic sau malefic. Nu energia în sine, da? Exact cum spuneam și în cărțile mele din seria Călător în Infinit, am menționat acest aspect. Totul este așa cum este, acea divinitate, acea mare conștiință, acea formă din care cu toții ne desprindem și în care suntem în același timp, da? Atât individual cât și toți la oaltă interconectați, este o forță neutră. De exemplu, energia nucleară. Poți să spui că este energie benefică sau malefică, depinde de unde, cum o utilizezi. Da? Poate să fie un mijloc de propulsie, poate să fie și un mijloc de decimare sau în industria de război. În același timp, aspectele legate pe care noi le considerăm într-un anumit fel, le etichetăm, ele vor funcționa conform etichetei pe care o avem. De multe ori, din necunoaștere, da, utilizăm niște termeni fără să aprofundăm sensul lor. În zonele de munte sunt zone cu ioni negativ. Omul când aude, da, un om care nu are cunoaștere, da, aude cuvântul negativ, înțelege și trage concluzia că ar fi ceva de rău. Da? Ei, află că acei ioni negativi, de fapt, sunt benefici structurii tale pentru că îți dau starea de relaxare, de calm și, prin urmare, iată ceea ce noi etichetăm sau înțelegem într-un anumit mod, se demonstrează că este total opus. De exemplu, în utilizarea energiei. Da, bun, mergem în zone care au o vibrație înaltă. Acolo sunt persoane care se simt bine, sunt persoane care nu se simt bine. De ce? Pentru că discrepanța între vibrația pe care o au ei în structura lor, stilul lor, felul lor de a fi, stilul de viață și așa mai departe, le scade atât de mult vibrația încât șocul este mult prea mare și atunci acestora le poate da dureri de cap. În schimb, pentru o persoană care este la un nivel vibrațional echilibrat, da? El poate să perceapă diferențele, să observe beneficitatea acelui spațiu. De asemenea, nu poți să stai foarte mult, de exemplu, în zone vibraționale foarte înalte, pentru că structura ta va tinde ușor să rămână așa într-o stare de suspensie, aș putea o spune, și atunci poți să spui că nu mai ești foarte conectat sau concentrat la activitățile de ordin, știi eu, material, pământean, ești așa un pic cu capul prin nori, știi cum spunem noi. Aș vrea să povestim despre ce se întâmplă în momentul în care accesăm astfel de spații și te invit poate data viitoare când ne întâlnim să povestim și să aflăm exact care ar putea fi un timp optim pentru noi de a petrece în natură, la munte și dacă sesizăm că nu suntem pregătiți din punct de vedere vibrațional, să încercăm să fim până în momentul în care ajungem acolo ca să nu ne trezim în această stare de șoc energetic. Îți mulțumesc! Și noi mulțumim tare și mult! Și să ne amintim până la urmă ce suntem și cine suntem, căci de aici pornește totul și schimbarea noastră, dar și schimbarea lumii. Deci este, dragilor, posibil să ne schimbăm, totul este să ne dorim cu adevărat și cu tot sufletul. Astăzi eu zic că ați primit informații deosebite pe care să le purtați alături de voi întreaga săptămână.